Concurenții au fost anunțați în plasmă că în seara aceasta au tascul sărutului. Maria, Antonio, Dani, Diana și-au făcut de mâncare împreună și erau la masă. Îmi spuneau că Antonio zicea că s-ar putea să fie o problemă din cauza diferenței de înălțime să îi doară gâtul și pe el și pe Maria. Se gândeau ce să facă, Maria chiar întreba, păi și ce facem, renunțăm din prima. Nu renunță din câte am înțeles și vor participa și foarte bine fac. Deana cu Dani la fel spuneau, hai să vedem cum au și exersat un pic, cum e diferența de înălțime. Am văzut că au exersat și Cătălina cu Vlad, așadar, în seara aceasta, tascul sărutului în Casa Mireasa.